Emisiunea Gusturile se discută vă este oferită de Coca-Cola, Creator Mall, cel mai mare magazin de mobilă, A Priori, Floris. Seara și bine ați venit la noi! Într-o companie destul de delicată, colorată, sexy, pot să zic, nu? Bună seara și ție, dragă! Da, mea. Mă refer la costumul tău de șef bucătar. Eu, tot timpul sunt în același echipament, ca un bucătar care este țansuș în fiecare seară aici. Da, 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 ești de gardă aici și abia aștept să vină invitații noștri, da? Să-i mănânc, să-i străpung. Doamne, nu mă speria, te rog! Începe de la mine! La tine? Da, da. Tu ești prea gingășă. Ești prea frumoșică și gingășă. Te mai las pe data viitoare. Că iurea! Da. Sau te las la desert. Sunt de acord la desert. Da. Dar să vedem ce fac invitații noștri. Da, nu te grăbi, că vreau să te întreb acum la sfârșit de aprilie ce ai reușit să faci în toată perioada asta tumultoasă de aprilie. Of. În afară de ziua ta de naștere, pe care ai sărbătorit-o cu mare fast. Tu știi că la mine aprilie este una din cele mai importante luni din an. De ce? Că și Paștele, și zi de naștere, și mulți prieteni sunt omagiați, și petreceri, și se începe sezonul de vară și sezonul de grătar. Curățenii în curte, curățenii la terasă, sădit, sămănat, curat, strâns iarbă, mai pe scurt. O, Doamne! Dacă vreți să știți ce se întâmplă la mijlocul primăverii, treceți la mine și dați-o mână de ajutor. Dar nu m-ai chemat încă niciodată măcar să tund iarba. Nu m-ai chemat. Știi că eu sunt... cam de sine stătător, de scurcăresc, băiat, da. Și nu am hectare. Și nu ai nevoie de ajutor. Nu am nevoie. Dar data viitoare, pe anul viitor, eu precis că o să te chem. Până anul e mult. Uite, la cursit copaci, da? Da. L-a făcut haraj, l-a tuns iarba, l-a aerat iarba. Apoi l-a aruncat îngrășăminte pentru toată verdeața prin curte. Sunt chestii care trebuie să le faci primăvara. Și cred că asta le-au făcut toți. În afară de tine. Da, în afară de mine, eu sunt o excepție, îți dai seama. Așa cum sunt o excepție în scena mare, cei care vor veni, invitații noștri, vino mai așa să le facem loc. Da, sunt mulți? Da, sunt foarte mulți. O parte vine aici, dar o parte abia așteaptă să urce în scenă, pentru că au instrumente, chitară, instrumentiști cântă, da? Da. Și fac și mâncare. Fac și mâncare, o să vedem. Wow. Poate nu o fac. Poate nu o să iasă. Poate nu o să le iasă, știi? Tu astăzi ai o misiune importantă să-i jurizezi. Pe Mila și pe Max din XO Band. Vă invităm să fiți alături de noi. De ce zăboviți atât? Hai, intrați! Așa, cu dreptul. Bine ai venit la gustul să te asculte. La. Cu un metru cel mare. Surpriză! La mulți ani pentru tine! Să fii sănătos. Nu ne-o botezat și să o copii, măcar că am tâi, dar am nici cu mătru. Bine venit! Ți-ai pus floare în piept, după rochia mea. M-am uitat eu pe ușă când am intrat și zic că de să mă asortez, că eu am toate florile în mașină. Da? Pentru toate femeile frumoase. Da, pentru toate femeile. Dar în special pentru tine, am primat cea mai frumoasă. Și drăguț, tu mai ții minte în una din emisiunile trecute, el a promis că vine în altă ediție, pentru că s-a descurcat, a fost o premieră în calitate de prezentator. El vrea să intre în rolul nostru. El vrea să intre în rolul altcuiva, să ia pâinea. Îți dau dar eu ce să-ți dau? De la mine ce vrei? Lingeria. Dragii noștri. Și dacă o oare? La voi e bine, la voi se mănâncă bine. Se mănâncă foarte bine. Și se vorbește puțin. O să vedem cât de puțin o să vorbească Mila cu Max, că am înțeles că sunt certați, da? Sunteți foarte, certați? Foarte, de ce? Foarte. Dar ce s-a întâmplat de fapt? De ce v-ați certat? Astăzi suntem concurenți. Da? Și noi ne-am pus așa un derby, știi? Așa? Da. Și vom vedea cineva câștigă. Adică tu vrei să câștigi? Îi dai cu flit direct ei, din start? Vedem cum se comportă. Dar ce-i fată rea sau ce, dacă e îmbrăcată în negru? Este demoniță? Ce e? În ce rol tu ești astăzi? Wednesday. Aha. Dar știi dansul ăsta? Care? Arătați-mi-l. Igor cu Ciuca abia așteaptă să repete pagina. Bun, eu zic să nu ne reținem mult aici. No. XO Band, îmi spuneți numai ce semnifică aceste două litere. XO. X-ul cred că e Max? Pupici. Nu, el e O. Stai. Pupici. Pupici și în îmbrățișări.
Pupici în braț. Hai să ne pupăm și ne îmbrățișăm. La voi în band cum se face? La noi nici cum nu se face. Ne facem noi, așa. Nici una, nici a doua. Noi așa facem, da, de obicei. Sau pur și simplu noi... S-au încălcit. Dar picioarele nu faceți nimic? Nu. Aha, bine, dar o să facem noi. Soră de Ana, soră de Ana. X-Band, X-Band. Ok, hai să trecem cu bucătărie. Da, noi toți suntem un fel de X-O-Band. Da, da? X-O-Band. Da. Haideți să bucătărie. Let's go! Da, let's go. Hai, puteți plecați, că noi prezentatorii putem să ne mai detalăm un pic. Voi v-ați lipit acolo unul de altul. Frumoase, la Max, vreau. Așa e, ți-o place, ți-o place tot rolul de prezentator. Îmi place să fiu lângă tine, că ești vesel. Hai să mergem. Hai. Bine, hai, dragii noștri, aveți câte un aragaz la dispoziție. Hai. Aveți aici sertare cu de toate. Faceți cunoștință, vă rog. Documenta... Nu, nu, du-te în partea aici. Ai sertarul tău. Ai aici. Cel mai interesant. Nu te băga pe Simila, te rog frumos. Acum avem două echipe, una de fete și una de băieți. Așa, acum vă rog să faceți așa o mică prezentare pentru Petru. Ce veți găti? De ce ați venit cu portocalele de acasă? Și de data asta. O rămas de la anul nou. Deci o portocală fără suc. Eu m-aș bucura dacă avem să aud că de la Paște, dar de la anul nou. Cam e vechișoară. Cât e de păstrână portocala asta? Doamne ajută! Bun, ce gătiți? Deci somon cu sos din portocale, cu cedru, da, și cu diferite condimente interesante. Așa, dar muștarul ce legătură are cu portocala? Muștarul, asta nu, ce combinația asta? Muștarul vezi că îți dă mai mult gust, ți-l aprinde. Vai de mine, și bărbat a prins. Foarte interesant răsună. Da? Eu n-am mai văzut, la noi nu s-a mai gătit așa ceva. Numai una că e, și aici cam n-ai ce găti, că eu cred că sosul se unge pește. Pește să prăjești sau să pune la cuptor și nu mai ești faci. Igor. Ei cântă azi. Igor, dar noi nu suntem cumva în plus în emisiunea asta, dar să ne dau ce facem. O să închidem emisiunea. Vă mulțumesc frumos, mare vedere. Seara frumoasă tuturor. Doamna Luca, avem de băut. Știu că a trecut, am sărit la primore. Hai să începem emisiunea cu gust de vin spumant. Da. Voi puteți între timp să vă pregătiți ce aveți aici de pus tacâmul. Eu aduc pahare. Noi avem un brut azi. Nu, hai cu rozeu, te rog. Hai că m-ai luat data trecută cu brutul, nu mai vreau, nu vreau rozeu. Uite, dar chelintate pe alintat la spumant. Hai, vreau un roze de la Priori. Un roze. Da. Da, un roze. Hai. Doamne, așa îmi place când la bucătărie e gălăgie. Știi de ce? Că e mai interesant. Suntem ca o familie. Da, suntem o familie. Nu știu cine e soțul și soția. Fiecare cu casa lui. Și cine-s copiii? Putem alcătui o poveste, știi? Dar cine-i nașul? Da, eu... Ce-i slegături primești de oasă, nu? Uite, dar eu mai bine să aleg nici brutul, nici rozeu, să aleg o fetească albă. Nu, fetească albă, deci fetească albă. Perfectă, fetească albă. Catare clasicul spumantului se face, la noi în caz, la noi în țară, se face din fetească albă. Și un cel mai renumit soi de struguri care se folosește pentru spumant. Deci eu văd că tu ești expert nu numai la bucate, dar și la băut. Și la băutură. La băut, da. Așa. Asta e pentru bine ați venit. Este un fel de welcome drink. Pentru cunoștință. Okay. Pentru cunoștință. Și eu zic că o să ne cunoaștem mai bine în emisiunea asta, nu-i așa, Max? Da, că gusturile ne discute și noi vom vedea dacă se discută sau nu. O să vedem cât de bine o să le discutați voi. Tu văd că începi să... Am văzut că nu prea sunteți buni prieteni din câte văd, așa. Sunteți buni prieteni? Știi cumva la noi e pus o... regulă. Ce fel de regulă? Lucru e lucru, prietenie e prietenie. Așa? Așa. La moment noi nu suntem... nici nu muncim. Nici nu prietenim. Ia nu încearcă să asumă. Dar ce faci? Voi vieți. Noi? Puțin, câte puțin. Pentru capul eu, pe umeri nu mai pot să-l țin. De obicei, oamenii când stau la o masă, se împacă dacă bem un pahar de vin. Scol. Da, hai, noroc. Cători, una voi fără mine, da? Nu, dar cu tine mai ciocnim o dată. Las că eu vă aduc aminte. Vă aduc aminte. La urmă crezi asta. Hai, pentru ce servim noi vinul ăsta spumant, Max? Pentru participare și pentru câștigător. Da. Așa e și, Doamne, la fiecare dintre noi să fie totul bine. Să iei tigaie cel mai puternic. Și cât mai multe zâmbete și pupici și îmbrățișări. Voi ați văzut ce egoist este băiatul ăsta? Pentru câștigător. Da. El e crezut în sine. Adică nu se gândește cumva să cedeze locul fetei. No, știi că tigaie oricum o să fie a lui. Știi... În cap. În nos și în nos și cap. Nu, deja cu ce repetiție. Nu știu că are coafură. Are coafură, te rog eu frumos, fără tigaie în cap.
azi măcar vaca și-a lăsat-o acasă, nu l-o lins așa. Tu mergi cu vaca? Da. El are vacă scurtă? Oh my god! Ser, dai cânti? Cânti? Ea îmi cântă, foarte bine cântă. Vacă, vacă cântătoare. Cea mai bună vocalistă din Republica Moldova. Și, da? Asta e la mine. Măi, dar voi vă iubiți, îmi place așa dragoste piperată între colegi. Ia să vedem. Pentru dragoste. Da. Să vedem cât de dragoste o fiază. Ok. Ține liniște la noi în emisiune. Ce, s-a dus așa în gât. Instrumentezi, se uită la noi și se gândesc. Apropo, aveți de lucru? Dați-ne să fie și orde. Ce faceți acolo? Voi nu plecați departe, da? Nu, pentru că locul vostru este în scenă. O să intrăm în publicitate cu o melodie. Cine o să cânte primul? Max. Țin mai încolo, așa că nu plecați. Voi cât sunteți în trupul? Lady First. Suntem 7. O, aia este pricolă. Bine, eu zic să facem așa. Să începem să discutăm cu eroii noștri. Pe tine te abandonăm. Eu vă las în pace, chiar. Să-ți dau un pahar de șampanie să-l iei cu tine. Da. Dă-o un pahar. Noi îl gătim. Poate o să fii mai dulce la comentarii astăzi. Nu ca data trecută. Să nu stai pe usta. Eu sunt de dulce sunt tot timpul. Da? Da. Tu ești o dulceață. Eu sunt corect. Ești o dulceață din portocală. Ești o dulceață acră. Bine, am trecut la treabă. Cu ce începem, de fapt? Pentru că această rețetă se prepară destul de rapid. Dacă o puneți la cuptor, cât timp îi trebuie ca să stea la cuptor somonului? 20-25 de minute. 20-25. Hai să începem atunci constructiv, cu sucul de lămâie, da? Să masăm un pic portocala. Eu am altă idee de la început. Care? Asta e foarte bine, sucul de portocală, dar aici mai sunt condimente care ar trebui să le apă. Păi fă ceva, că văd că nu mă vorbești. Fă ceva, Jazz. Eu nu sunt Cezar, nu pot să fac două lucruri deodată. Îi văd de prima oară, nu-i cunosc absolut deloc. Am văzut că tu cânți. Da, se întâmplă așa ceva. Mai cânți și în story la alții. Nu doar la tine pe Instagram, și așa mai cânți și în cabinete la numerologi, da, psihologi. Da, da, muzică populară cânți? Cânt, parcă. Parcă, stai un pic, păi da. Ce melodii cunoști din folclorul nostru? Ia chiar spune, te rog clasica, frumos, clasica, pune-o la tablă. Nu, am o întrebare. Examenul la muzică populară pentru Mila. Așa. Întrebare. Dar în fine, voi urmări ce vor găti. Asta mai important pentru mine. Hai să luăm cele mai cunoscute, trandafiri de la Moldova. Hai, zi! Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lungă-i iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Bravo, bravo, bravo! Un somon uns, călit, copt, nu știu cum, văd că este tavă pentru copt, probabil că se va pune la cuptor. Prima probă a fost trecută. Să vedem în battle-ul ăsta dacă știe Max ceva în muzică, din muzica populară. Sau din repertoriul de Ana Rotaru. Sau din repertoriul lui Igor Cuciuc. 99 de cumetri. Hai, cântă! Dar eu niciodată nu l-am cântat. Acum este premieră. Nu este multă muncă. Asta și pe mine câteodată mă enervează, că nu este multă muncă. Eu iubesc când cu mâncarea se joacă, mai... Hai, ajută-l tu un pic! Da, doar odată n-a... Nu, lasă de la refren! 99 de cumetri lângă mine, cântă! 99 de cumetri la un nou de an! 99 de... Dar eu pahar am vindecat! 99 de cumetri, Dumnezeu mi-a dat, măi! 99 de cumetri, Dumnezeu mi-a dat, măi! 99 de cumetri la un nou de an! El așa face scenă, aici avem nota 10, aici 10. Avem nota 2, îmi pare rău. Nu, nota 10 tot. E, nu, dar nu știe versurile, hai, îmi pare rău, pe bune acum. Dacă știe primul cuvânt, e destul. Dar hai să urmărim, să vedem ce vor găti azi din pește ei și veți vedea ce voi face din pește eu. Hai, trecem la următoarea probă, ceva așa. Din muzica retro. Din retro? Da. Muzica retro. Din nou, preferințe, vă rog. Orice, nu știu, Tina Turner, Celine Dion, ceva așa foarte solid. Better than all the rest. Hey, baby, yeah! Better than anyone. Oh, oh. Anyone I have met. Oh, one more time. I'm stuck on your heart. Yeah. I hang you everywhere to say. Until you're as a
rhythm be dead. Oh, you're the best. Dacă vrei și tu, poți să treci proba, dar poate nu. Deep in my heart, there's a fire, I'm burning hard. Oh, yeah! Din, din, și... Deep in my heart, there is a fire, for a star. Din, 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 din. I'm dying in emotion. It's my world of fantasy. I'm living in my, living in my dreams. One, oh, two, three, four. You're my heart, you're my soul. I keep it shouting everywhere I go. You're my heart, you're my soul. Shining, holding it together. Staying with it together. Bravo! Foarte vesel și frumos, dar să fie și gustos. Sper că ai și o notă, doi, și măcar ajuns, așa, vreo una 6 jumătate. Am ajuns la ultima probă. Frumos. Care zici tu? Manele sau Oi. Operă? Nu, operă. Igor, tu decizi. Manele. Manele? Operă. Hai că v-am dat două probe foarte grele. Două stiluri de muzică incompatibile, incomparabile, indubitabile. Eu degrabă mă fac și eu muzicant aici, dar nu, nu, nu schimb cusetul pe microfon. Mai bine o să aleagă un reggaeton ceva. Un... Oh, reggaeton, Spanish baby, flamenco. Așa. Stai, tu te gândești între timp, nu ce dat. Eu... Tu vrei deci, să culci acum, vrei să dormi, da? Da. Ai fiut, dar n-ai tot. Da. Bucătăria îmi pare că e tot aceeași ca muzica, totul este diferit. Răsună cuvintele, versurile aceleași, dar melodia este diferită. Așa și la noi. Meniul e același, dar... Gusturile se discută. Mie foarte, foarte mult îmi place să schimb piesele. O, da. De exemplu, stai, că asta nu știam. Stai. Hai, piesa asta care a fost în vogă, ram-pam-pam, da? Da, da. Așa, eu de obicei o făceam într-o stilistică mai neobișnuită, nu știu, e manea populară, nu mă pricep. Hai, zi, cântă-o în felul tău. You shot me so damn well, you ram-pam-pam. You shot me, then you got me, no like them, you ram-pam-pam. Spre folclor. Da, see the satisfaction in your eyes, you ram-pam-pam. Eu deja văd că cineva face într-un fel pasta, un alt fel, acel alt face în alt fel. Sună alt fel! Asta e, da. Mai faci și voci de copii? Da. Asta cum? În unele momente este foarte interesant să vorbești așa. Sau să cânti așa. Da. Știi? Parcă ești Rapunzel. Da. Mai place să sunt Hamilionul. Da, foarte. Dar tu poți ca un moș să vorbești, de exemplu. Da. El e moș. Ну что ты, деточка, ты стоишь так и смотришь на меня? Поцелуй меня. Послезавтра. Послезавтра. Если доживу. Доживешь. Может, тягаю примешь, ты? Да. Ты скажешь, тягая. Eu nici nu știu cu cine să mă împart. Astăzi că ei doi sunt așa de buni și așa de talentați. Foarte, tu ai observat chestia asta? Nu, o să câștigi, este juriu. Așa. Dați-i cezarului ceea cezarului, scena ți aparține. Te rugăm să-ți inviți colegii care abia așteaptă să urce și să impresioneze. Ce vei cânta? Voi cânta Bruno Mars, Tom Funk. Ador, Bruno Mars. Străduința fiecare om este apreciată 100%. Do, 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 do. Do 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 do. This hit that ice cold, Michelle fight and that white gold. This one that a hood goes and a good girl, she masterpiece, styling, wilding, living up in the city. Got chucks on and Saint Laurent, gotta kill my soul, so pretty. I'm too hot. Hot damn. And I'm fine, and it's too hot. Hot damn. Like a drag on the retirement. Too hot. Hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot. Hot damn. Can I kiss it?
it down. Girls say hallelujah. Girls say hallelujah. Girls say hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night on the in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah. Girl say hallelujah. Girl say hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night I'm in the spot. Don't believe me, just watch. E mare nebunie la noi în bucătărie, astăzi gusturile se discută cu XO Band. I-ați văzut mai devreme pentru că sunt 7 la număr, 7 membri, talentați, nebuni, tineri, energici și fac mare nebunie și sunt foarte petrecăreți la toate evenimentele private, concerte, acolo unde participă împreună și gestionați de manager. Eu o cunosc personal, Iulia, ești superbă, păcat că nu vii aici la noi ca să-ți cunoască toată lumea, dar atunci când vorbiți cu ea la telefon, bănuiți probabil cum arată, este brunetă, simpatică, cum e de altfel și interpreta, solista trupei, Mila, prezentă astăzi, alături de concurentul său foarte și foarte activ, foarte talentat, cu mătru Maxim. Max, cu mătru Maxim. Dar ce, deja v-ați încumătrit? Da, de ce și nu? S-au eliberat niște locuri la mine, în grupa mea. În lista cu mătrilor. Da, s-au mai divorțat prin pisticotare acolo și ne-au rămas niște locuri liberi. Așa că eu și-l pun în primiță și... Cover band care fac pește la cuptor. Să urmărim. Crezi că mereți fi cu mătrul lui Igor Cuciuc? Cântă foarte bine. Da? Așa că eu cred că eu nu merită mai mult decât credem. Aha, wow, câtă modestie în colegul ăsta al tău. De unde l-ai găsit?
La oprire. Eu de unde l-am găsit? La oprire de la troleul 22. Păi și la stație v-ați cunoscut? La troleul, troleul, da. Unde? În tren? Nu, dacă sincer, noi ne cunoaștem de mulți ani în urmă. Da, vreo 7-8. Da. Măi, păcat că n-ați făcut copii așa de atunci, pentru că erau să fie tare frumușei. Doamne, ferește și apără. Mai de doamne. Mai Victor, de ce așa? De ce așa rău? Da. La noi asta e ok, eu fix așa aș răspunde. Doamne ferește. Da, care este cauza totuși? Nu la dânsul. Ați privit? Ați privit? Bro, ați privit desenul animat T.A. Arnold? Vă țineți minte pe Hercule și Arnold din Nicolaga? Da, iată, Igor este împătimit al desenului. Acolo este Helga, care în față îl urăște, face diferit peripții, dar vine acasă și pe acolo tot e în pozele lui. Eu de mult n-am fost la mine acasă, dar sigur. Pozele lui sunt la tine, la baie, în dormitor, în bucătărie, în... La WC mai mult. Am hârtie igienică cu fața lui. Asta e compliment. Asta înseamnă... Și știți, este chestia asta, darts. Aha. Păi acolo sunt toate pozele lui. Wow, da. Deci incredibil. Deci încredere are mine că îmi permite să fiu împreună cu ea tot timpul, 24-24. Mamă, și pe ea tot. Și mă ia, da. Deja ce se întâmplă apoi, dar e ok. Tu vezi și de tare să iubesc cu oamenii ăștia. Cum poți să lucrezi în așa atmosferă de jignire publică? Cum tu e posibil? Tu știi, la noi, la interpreții de muzică populară, nu se face chiar asta atât de public, dar la muzică ușoară e mai deschis tot, e mai liber, se spune în față. Eu văd că n-au uite nici la ușurine. El, uite la... Da, așa da. Ușurine, lui chiar i-a plăcut să fie cu fața lui pe hârtie igienică la milă. Ei joacă milismele în momentul ăsta. Da? Bun, am și eu un secret, dar voi spune mai târziu. Da, mulțumesc. Cam multe gusturi, nu? Așa, aprinse avem noi. Da. Tropic, asiatic, mediteranean, european. Pe concursurile la care voi v-ați manifestat, ați avut prestații interesante la X Factor, ați zis, da? Ați fost la X Factor? Yeah. Da, am fost la X Factor. În România, spuneai, și unde? În Ucraina, și da? În Ucraina, da. Ok, și în România ai fost în echipa lui Carlos. Exact. Ok, dar de ce crezi că te-a ales pe tine? Deci, uite care era faza. Eu am venit, am cântat singur, da? Deci, fără cineva. Uh-huh. Adică n-a fost un trio sau un duet. Uh-huh. Și a mai fost cu mine, ca și prieten, încă un băiat, Danil Murzac. El este prieten? Rapper. Ok, îl salutăm. Okay. Da, așa. Danic. Și a cântat și el. Și peste vreo două săptămâni ne telefonează de la X Factor și spun, uite, este o idee. Uh-huh. Tu, Danic și încă un băiat din București, da, să fiți un trio și să fiți în echipa lui Carlos, că el vă vede anume așa, să vă combinați unul cu altul și ar fi foarte fain. Nu, să vă combinați unul cu altul, asta nu este idee bună. Crede-mă. Să cântați prea unul cu altul, dar să vă combinați, nu. Prea mult discuți cu Mila, știi? Că... Ok, și care a fost finalul, cu ce s-a soldat tot? Deci, până în final am ajuns în semifinală. A sunat mai fain, până în final am ajuns în finală, dar în semifinală am ajuns, a fost o experiență foarte faină. Am stat la București 3 luni. 3 luni pentru, da, acest pentru bootcamp, trio? Da, bootcamp. Băi, dar e mare chin să stai la București pe banii tăi. Nu, că ai stat pe banii tăi. Nu. A, nu, pe banii deci, lor? Păi trebuia să stai un an. De ce ai venit așa repede acasă? Noi aveam o casă care era plină de grădini. Nici măcar Mila. Nici Mila nu știu. Mila l-a blocat pe telefon precis. Da. Deci a fost o experiență frumoasă. Te las să vorbești cu Mila, na, despre concursurile. Mila, ce concursuri ai? Unde ai participat? Ce rezultate? Povestește-mi. Per general. Bine. Deci... Am participat la foarte multe concursuri naționale, la care luam așa mai mult... Pe la karaoke pe acolo undeva. Da, apropo, după asta am început să merg la concursurile karaoke, pentru că măcar undeva acolo câștigam bani. Ok. Dar un concurs care te-a impactat, uite, pentru tine a fost un trofeu în cariera ta muzicală. Da, 2019, Cânt acum cu mine, concurs din România, o singură ediție, eu am câștigat. Premiu mare. Da. Dar ce ai cântat? Ce ai cântat? Bravo. Cântă-ne ceva de acolo. Ce ai cântat? Oh. Am cântat în preselecție Mariah Carey Without You.
Mm-hmm. Știi, este Ken Lee, tu wow. Libu de Budau. Cântă-ne un pic, cântă-ne un pic. Ken Lee, Ken Lee, Ken Lee. Zi, vă rog. Nu, 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 hai că tu ești eroina, tu, tu. Ken Lee, living is without you. Da, asta a fost piesa din preselecție cu ajutorul căreia am câștigat 100 de aprecieri. Acum erau 100 de jurați. Ok. Erau 100 de jurați, dar fiecare toți, a dat câte un punct și, da, și luat toți s-au ridicat, să spunem așa. Scena și publicul din România. Da. Bravo. Mulțumesc. Ești invidios? Debați așa, somonul, parcă-i mil aici, știi? El visează. Ia povestește, dar el face somonul. Na, na, na. De ce așa te răzbuni pe peștele ăsta în timp ce Mila povestește așa interesant? Dar ce o să facă mie când bat? Nimic, s-o gata, pot să fac. Se comportă de parte, se comportă cu o bucată de carne. El pur și simplu e invidios de motiv că eu nici, exact nici măcar în finalul nu a ajuns la X-Factor. Da, înțeleg? Asta am simțit și el eu. El a vrut într-un final să ajungă în final, dar finalul nu l-a vrut. Așa, așa să fie oare Max? Max, oricum, tu ai un final în viața asta. Măi, eu zic că toți avem un final în viața asta. Dar da. Depinde ce final fiecare își alege, așa? Tigaia e a ta azi, cum? Adică eu cred că azi e finalul tău. Eu nu cam am observat să fie condimentat peșteșorul, peștele. Peșteșor, cam e mare pentru un peșteșor. Sunt foarte vesel. S-a plăcut, așa? Dar nu vreți să faceți un duet cu Igor Cuciuc? Eu vă cânt pe refren. Uh-huh. Nu, în general, să mergeți la petreceri. V-ați gândit așa la un proiect în care să invitați alți interpreți, da, să cânte cu voi. Cum a fost, de exemplu, în concursul ăla, X Factor, când v-a făcut așa o selecție de 3 artiști tineri. V-ați gândit? Nu l-am gândit, dar deja atunci v-am început să ne gândim. Eu cred că pentru asta este sos de soia, dar nu l-am văzut să se adauge. Încă? Până când? Ce cântăm? În grădina lui Ion, care știu și Voi știți în grădina lui Ion? Da. Poate în grădina lui Petru sunt supere, știi că... Grădina lui Petru. Păi, până când cântați acolo, eu mai bine îmi deschid o colă. Așa. Măi, bădiță, Petre, măi, tu nu ești ca alți flăcăi. Păi, la, 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 la. Frumoasă iglia, frumoasă iglia, felie de coasă, dar eu bădiță, e-s mai frumoasă. Am ochi de noapte, de porumbrică, am gură dulce, de cireșică. Dar bine răsună. Măi, Petrică, Petre, măi, tu nu ești ca alți flăcăi. Mila, tu ne-ai încurcat. Da. Tu chiar ne-ai încurcat. Din cauza ta, Igor a greșit cuvintele. Prea tare o cântat... Max. Max. Prea tare. Mersi, mersi, m-a străduit. Da. Eu am văzut, colegii voștri sunt foarte și foarte atenți la ce faceți voi aici. Eu m-am gândit să-l invităm așa pe Petru, cel care s-a ascuns. Petru, ia vină încoace puțin la noi. Oh, Petru Moiseev, un talentat toboșar de la noi. Jos, mă. Binecunoscutul internațional. Prea talent, prea sfințitul, prea... Da. Prea labelul. Noi, până să-l invităm pe bucătarul șef Petru, am invitat un alt Petru să ne spună o părere. Cine crezi că va câștiga? Care se descurcă mai bine? Care mânuiește mai bine cuțitul? Nu știu, care stoarce mai bine portocal? Care Max cântă mai bine. Petru. E de cântat, e altceva de mâncat. Ce, nu-ți place nimic? Așa, ai o față așa acră. O să gândesc ce face Max. Igor, hai să-l servim și Petru cu puțin vin sfumat, Petru. Dacă tot o venit și tace. Asta e mare artă, să poți sta. Da, ce face Max. Da, te uiți ce face. Deci, ce ți-a plăcut până acum? Care ți-a plăcut mai mult? Care e mai activ în bucătărie? Mila e bravă, văd că așa e, te uite că ea deja așteaptă să pună somonul ăsta la cuptor. Raba strică treaba. Ei, dar ce o să mai zici tu nu mai ai ce comenta deja. De ce nu am ce comenta? De tot își comentez, știi? Da. Eu n-am tot își comentez. La voi este mod așa la toți bărbații să purtați ochelari? Petru? Da, eu am o problemă cu liniile de studio.
Așa, deci luminile de studio sunt... Stingeți, vă rog, luminile. Stingeți luminile, că poate dispare și problema odată cu lumina. Și o să fie mai vesel, o să aud numai sunete. Sunetele bețelor tale la tobă, nu? Bun, îi ajuți cu ceva, te implici, nu știu, în creația acestui band, vii cu idei. Îi las, fiindcă de fiecare dată gătesc eu doar. Da, stai puțin, aici am mai dus în ceață, cum tu gătești? Mai iată așa. Da, deci noi locuim într-o casă și dimineața pe apă vine și în pat care ne duce o cafea. Tu ești ăla? Da, el e tata nostru. Aha, care e în ceruri la tobe. Alexale! Dar voi aveți o bucătărie acolo unde faceți voi repetiții în studio? Aveți o bucătărie unde gătiți? Noi în bucătărie repetăm. Aha, dar tu știi că e tare fain, acolo e mai intim, nu știu, la un ceai, la o cafea, la un vin. Da. Eu v-am spus că am o rețetă și eu din pește. Și apropo, știți din ce pește? Eu am o rețetă de tot din somon. Așa-i. Băi, voi mințiți sau... Păi sigur că da. Sigur că da. Clar, cu voi că n-am înțeles nimic. Igor, poate plecăm. Da, unde mâncați? În studio. La ei tot invers, la bucătărie. Exact. Fac repetiție, dar în studio mănâncă. Asta, scuze, domnule. Caban cu un țăran de la țară își cumpără apartament. Aha. La capitală. Și se întâlnește cu un... se duce înapoi în sat și se întâlnește cu vecinul și zice, băi, cum la Chișinău acolo? Băi, foarte bine, mi-am pus toate odăile, mi-am pus popșoi, porumb. Asta cum? Porumb mi-am pus peste tot. Și cum? Și la bucătărie, da. Și la baie, da. Dar pun te duci la liceu. În popșoi. E momentul de pus totul la cuptor. Eu asta zic. Destul de descântat și de cântat și de vorbit și de gâdilit acest pește. Ce pasiuni mai ai tu? Ce pasiuni? Da. Pilotez. Pilotez? Da. Stai, că aici îmi place. Aviația civilă. Nu, deja nu-mi place. Credeam că mă inviți în elicopter, nu știu, în avionul tău privat. Da. Nu? În viața privată. În viața privată? Aviația privată. Asta a fost prea bun. Eu văd că tu încerci să te bâlbâi. Eu am o propunere. Viața privată, poți să te invit la... Antibâlbâit am ceva. Ok, bine. Ce? Antibâlbâit. Antibâlbâit? Câte o Coca-Cola. Am o întrebare. Cu zahăr sau fără zahăr? Zahăr. Eu sunt cu... Nu vreau să mor sănătos. Nu? Mila? Da. Da. După tine nu se vede. Te menții. Da. Antibulbuială. Antistres. Antistres. Hai, pune ochii, Max. Hai, deschideți. Merci beaucoup. Bun, avem și pahare. Da, deschide-le, te rog. Perfect. Tu cânti la instrument, Max? Da. La ce instrument? La nervi? Da, este instrument. Băi, dimineața e un instrument foarte sensibil. La voce. Vocea este un instrument cel mai fin. Când eram mai tânăr, aveam și o chitară, dar am vândut-o, aveam nevoie de bani. Da. I-ai vândut-o chitaristului de la voi. Nu, atunci când nu ne cunoșteam cu Alex, dar îmi pare rău acum că am vândut-o, deoarece e greu să te apuci să-ți iai o chitară. Și tot timpul, Alex, când îți iei chitară? Când îți iei chitară? Stai puțin, de ce mai e greu? Mai cânt, mai cânt. Stop, aici am mai pus în dilemă. Tu vrei să spui că e greu, adică voi nu faceți bani, voi nu aveți concerte, nu aveți evenimente sau cum? Nu din punct de vedere financiar, din punct de vedere să te apuci, deoarece atunci când îți procură chitară, trebuie să ai grijă de ea și să ne fi urât. Trebuie să cânti la ea, așa? Trebuie să dormi cu chitara. Da. Asta am înțeles. Alex fix asta face. Da. El are câte? 3 chitări, da? Dar la capitolul concerte, evenimente... Doar un chitări. Da. Cum este? Știu că Iulia se ocupă managerul. Da. Aveți full anul ăsta? Aveți deja programat evenimentele pentru luna mai, iunie, iulie, august? Bine, că excludem perioadele de post. August, septembrie noi nu existăm. Adică voi în viața reală, pentru că noi suntem la eveniment. Da, adică cumva asta e. Dar e foarte fain. Oh, băieți. Fiecare misiune cu diferite încercări. Pentru mine, în orice caz, nu știu cum vă pare acolo, poate simplu, frumos, așa teatră se privește. La toate evenimentele care merge X-O Band, acolo e...
Căzătură în cap, să spunem așa, nebunală. Căzătură în cap, n-am auzit așa termen. Te căzătură în cap, voi cădeți în cap. Căzătură. Aproximativ, da. Și acolo loviți la cap, așa cântați. Drive și chestii nebunală, să spunem așa. Joc de dansatori. Voi vă bateți joc de oameni care voi invitat. Oameni buni. Dar nu ne batem joc, noi dăm... Noi le dăm energie, ca ei se distreze. Păi bine, dar tu de unde e energia înapoi? Că îți dai seama, tu dând energie, da, tu te storci. De la ce tu te energizezi? Văzându-i că ei dansează și se bucură de acest moment. Mm-hmm. Da, cumva așa un schimb de, un de energie. Mm-hmm. Cumva... Mă gândeam că circuit. Poate bei cola ca să te energizezi. Nu, nu, apropo, pe apă. Na, ești pe apă. Da. Deci ea se hidratează, asta îi dă energie. Pe tine ce te hidratează? Parașutismul. El așa ajunge la eveniment. Așa ajung. Tu vii cu parașa, cobori cu parașuta, direct deodată, în centrul direct pe evenimentului. Da. Pe scaun deja cu bețele pregătite. Mm-hmm. Da. Mă încarc foarte bine cu adrenalina până la eveniment. Da, eu văd că tu ești o adrenalină serioasă. Off-road. Mm-hmm. Igor, la tine tot așa se întâmplă, să te încarci de la public. Sau tu ai alte surse de, de reîncărcare? Eu mă încarc de la, într-adevăr, de la oameni ca și ei, pentru că suntem oameni de arte. Da. Exact așa mă încarc. Uh-huh. Și acasă de la soție. Băi, să știi că încărcătorul e acasă la mine. Nu, nu ne-ai spus ceva nou, bănuiam eu că cineva te încarcă. Și mă descarcă. Bine, tot ea. Bine că nu alta. Bine că nu altă Deană. Bun, nu este momentul să trecem cu totul pregătit deja pentru cuptor? Nu? La tine, care e treaba? Da. Aștept. Dar nu trebuie să-l aștepți. Trebuie, trebuie să fii tot una. Tu trebuie pentru... să fii indiferentă față de el. Pentru mine e ok, pentru că totul se îmbibă. Da. Vedeți să nu le încurcați. Pentru mine e perfect. Igor, te las în compania lor, că eu deja m-am obosit. Da? E cum stau și gâcesc, a cui și a cui vasul, să nu încurce. Să le spună voi. Da, ce? Cumva le-am... Du-te, da, să le spun unde scântic la pește, scântic, nu știu... Da, scânti ceva la pește. Cântați ceva la pește, să fii mai moale. Mai moale? Vine numai pe... Popa prinde pește. Un duet, un duet acum. Un duet între somoni. Te rog. Hai, facem sau trecem la cuptor? Hai că nu mai am răbdare deja, voi... Eu gata. Așa te... Da. Gata, dacă nu poți, atunci pune la cuptor. Nu că nu poate, nu trebuie de cântat, că e mort, nu aude. Bun, noi l-am... Da, am înțeles, hai. Hai, puneți-l aici. Eu de Doamne ajută, vreau. Faci un semnul crucii. Eu, așa, eu așa. Hai, treci. Nu, dar încăpeți așa sus amândoi. Binecuvântați bucatele. Ce sunt capete amândoi? Pune-o, Gemverstura, frumos, fă-mi loc și mie. Îți mulțumesc din... Băi, e prea mare aglomerație acolo. Igor, vină, te rog, la mine. V-ați adunat da, toți acolo, zici că sunteți un mușuroi de furnici. Da, vezi că avem colegi la foarte... La pește toată lumea vrea. Da, la pește te atrage minimosul, știi? Poți învăța. Bun, care este următoarea etapă? Ce mai avem de făcut? Următoarea etapă... Ce ți-am tot? Hai să... Bun. Asta, sau ce? Asta. Ce vrei să ciocnești? Vrei șampanie? Cu Coca-Cola. Stai că îți dau un pahar curat. Hai. Ce îmi place, că s-a făcut, s-a pus la cuptor, se face curat în bucătărie. Vă mai rețineți mult sau vreți să vă băgați și voi în cuptor? Păi noi avem grijă, noi suntem responsabili. Aveți grijă unul de altul. Acum am înțeles eu cu cine cochetează Mila, că tot mă întrebam toată emisiunea, dacă nu cochetează cu Max, măcar cu unul din band, înțelegi? Doamne ferește, șapră. Ce? Mila? Nu. Ținu-ți eu nu pot să cochetez. Viața e plină de surprize. Eu nu pot să cochetez. De ce să cauți undeva departe când totul e lângă tine, draga mea? Uite, e lângă tine. Doamne ferește. Pentru că eu am relația mea, pentru cine e altcineva între ei. Dar de ce să nu ai câteva relații, iubita mea? Nu vreau. Nu vreau. Nu am nevoie. Vai de mine. Înțeleg, nu știu cum să comentez asta, dar este strict alegerea ta. Eu sunt de modă mult mai veche. Veche, veche, dar ești nou. Asta e. Deci ești femeie cameleon, de modă veche în haină nouă. Da, exact. Bun. Hai, punem hai să trecem în publicitate și o să ne povestească Mila de unde această vestimentație, pentru că mi-a șoptit în culise că a făcut cursuri de design vestimentar. De asta n-am făcut eu. De asta n-ai făcut tu. Înseamnă că degeaba ai venit la emisiune. Asta e situația. Vrea să vii în ceva făcut de tine. Ca să impresionez. Așa.
e dor de tine, zău. Yeah. În ochii tăi m-am uitat și în inimă t-am lăsat, de toți ai mei am uitat. Muzică cu pește astăzi mâncăm. Vino la noi, Mila, nu te cea lăsăm. Cea mai tare. Da. Mulțumesc. Ai repetat mult ca să cânți această melodie cu bandul? A fost ceva, n-ai dormit nopțile, te-ai chinuit să înveți versurile. Oh, eu și versurile astea e o istorie aparte. Ai o problemă să înveți versurile foarte pe mare, de rost? Da. Foarte mare problemă, pentru că, nu știu, sau eu deja am prea multe informații în cap ce ține de versuri și chestii, pentru că eu țin minte când și care, nu știu ce mi-a să minte. Aha, da. Deci ai un repertoriu foarte mare acolo, da. În creierașul tău. Mai beau un gât de cola. Și mă puneți la treabă, cred că e de grabă. Am vrut să vă întreb, cum reușiți voi să cântați și să transmiteți atâta energie prin dans? Cum se poate? Nu e greu să cântați? E greu. Mișcați, în momentul în care se mișcă și, fac și niște cântă mișcări. Live. Parcă se bat când cântă, știi? La popular fac nu se boxing. Poate. Da. Cum e? Deja e mult mai ușor. În comparație cu primele prestații, da? Pentru că cumva deja ne-am mai obișnuit, am început să facem sport, care ajută foarte bine. Dar eu nu știu de ce Igor se miră așa, pentru că, de exemplu, dacă facem comparații, Jennifer Lopez, Beyoncé, Britney Spears, lucru. Deci acolo ele nu doar se mișcă, ele au coreografie, Corect. Frate. Exact. Deci se muncește la greu și te uiți atent, nu transpiră. Ați observat machiajul, în machiajul. Bine, foarte, la prima piesă bun. Nu transpir, la celelalte transpir. Da. Dar, deci, teatral. Este foarte închegat tot, interpretare, dans, muzică, tu tot. Înțelegi? No. Depinde de... Degeaba te mir. Nu mai transpir, depinde de sumă. Bani, poți să transpir deja de la stai, sumă care îți cumva e mult mai bine după aia cu milioanele să te ștergi.
Faci așa, frumoasă. Am văzut eu la sârbi un acordeonist care primea banii, nu un acordeon, nu în buzunare, dar îi primea pe frunte pentru că era transpirat și banii se lipeau de fruntea lui. Incredibil cât de frumos cânta acel artist. Nu pot să zic instrumentist pentru că este un artist. Ori un artist poate să facă din instrument artă, să cânte, să impresioneze, să vină cu ceva nou. Ca Alex Calancea, spre exemplu, la noi în țară. Da, da. Cum cântă și ca și țambalul. Extraordinar. Avem foarte mulți artiști care mânuiesc instrumentele atât de artistic, atât de frumos. Vroiam să știu bine, de tine mi-ai zis. Cânti la trombon, da? Tu cânti la... aș vrea, știi. Că tu cânti la minge, foier. Nu? Cânt la minge, da, cânt la minge. Tu cânti la minge, ai zis că ești microbist, joci fotbal, deci cânti la minge. Da. Mingea mea, eu mă joc cu ea. Apropo, nu de mult am jucat și împreună cu bandul nostru. Da. Cu domnișoara Mila, domnișoara Iulia. Ce fain. Fost, da, și cu noul nostru, încă un, avem o persoană foarte importantă apărut la noi. Cine? Este vorba de Constantin Cobelean. Al treilea solist. Îl vedeți foarte, foarte curând. O să fie bătaie între soliști la dânsă și de la bani. Ai să vezi mai târziu. Dacă unul priesă. Face bacșiș, la Maneliș cum e treaba, da, știi? Cum? Dacă faci unul bacșiș, trebuie să dai voie să vină și a doilea în program. Da, să da, da. Bată banii, înțelegi? Nu că și-a făcut programul primul acela. Dacă oamenii s-au ieșit de la masă, știi, i-a scos, da. Dăm și mie 20 minute să-mi fac și eu ceva. Da, da. Duc și eu la copii. Dar chiar așa este. Tu ai făcut bani din dedicații. Uite, vine la tine, cântă melodia asta. Muzicații dedicale, da, sigur. Muzicații dedicale, da. Eu a 11-lea an în industria muzicală. Da. Eu am început primii 6 ani, i-am cântat la greu cu instrumentiști de muzică populară, eu cântam și muzică populară, și logic, bacșișii erau. Da, și împărțeai numai cu tine. Independență. Independență. Dacă meritau. Dacă băieții participau, logic, chestia asta sunt parte egal. Dar erau unele cazuri în care, nu știu, cereau piese care trebuia să le cânt eu cu talentul, cu laptopul. Așa. Tu da. Cu laptopul, bine. Da. Da. Și atunci banii... Perfect. Așa cum este și Petru cu cuțitul, știi? Da. Petru, dacă vrei să vii aici la noi, te rog, te așteptăm cu aplauze. Petru! Let's go! A venit și rândul la mine. Iar să vii cu ceva nou în timp ce somonul stă la cuptor și se pârjolește, se mai încrustează acolo că l-ați uns cu dulceață de portocală. Max și Mila în seara asta au un battle foarte serios și vor să demonstreze că l-au descântat. Cei care cântă mai și pot găti. Și am zis eu că vine cu cuțitul. Eu n-am glumit, oameni buni. Eu am venit cu cuțitul și am venit și cu pesmeții panco. Pesmeți fărămițați sau ce e asta? Da, și sunt un tip de pesmeți mai duri decât ceilalți pe care îi folosim noi de obicei. Aha. Și încerc să fac, știi că e carne de pui, da? Da, da. Pe urmă se face peștele, da? Da, în fructoză. Dar și astea, pârjoalele tot, eu știu că se pun în pesmeț, în multe cazuri. Spași șnițelul. El când se bate, se moaie în acest pesmeț. De aceea se numesc pesmeț panco și mai mult se folosesc la prăjitură în ulei mult, adică în fructoză. Și ce vrei să gătești astăzi cu pesmeț? Pește. Ia, oameni buni, ce cu voi? Dar azi o să mâncați și pește? Da. Nu. Astăzi o să mâncați și pește bun. Da. Nu. Apropo, ce ați făcut voi pentru mine a fost de mirare. Adică prima oară eu văd că ați adunat atâtea ingrediente puternice și le-ați uns într-un bol, dar și ați muiat peștele în el. Și mi-a interesat ce gust va pușca el la mine în cap. Adică eu, încă până acum, nu-mi pot să imaginez ce accent va avea el. Eu până acum nu pot să înțeleg pentru ce asta, salata asta verde. Voi la ce o să folosiți salata asta verde? Decorațiune. Ce o să faceți cu ea? Decorațiune. O să fac un buchet de flori. Aha, ok. Atunci eliberăm locul ăsta pentru tine, da? Și apropo, somonul pe care o face eu în stil panko se va servi cu sos tartar care se va face de sub cuțit, nu cumpărat, ca de obicei tot o fac. Ce spui tu, Pietru, deci sună wow. Da. Uite, aici avem olive. Da. Aici avem somon. Da. Iar somon. Mamma mia, bambardia, chiar duc. Nu știu cât e ora.
Da. Deci nu știu cât somon a fost sacrificat pentru emisiunea asta, dar se pare așa, că mult. Suc de la mâini va fi pentru toți sosul. Ceapă roșie văd că e acolo. Ceapă roșie, obligatoriu. Trebuie, da? Okay. Dar măsline? Sau olive, nu sunt măsline. Olive, ok. Ai nevoie și de olive. Olive, nu sunt măsline. Uh-huh. Nu, că le-am văzut pe alea din frigider. Mă gândeam că și măslinele alea vrei să le pui pe masă. Bun, nu. Hai să trecem atunci. Așa, stai că puțină verdea să am nimă. Am de să-i frunze salată, vreau da, să-i niște... Da, n-are treabă, n-are legătură cu tine, pătrunjelul pentru tine e perfect. Pietru ai trei copii, ai mâncat numai pătrunjel. Pietrunjel. Mm-hmm. Așa, vreau să iau niște maioneze. Așa. Și vreau să iau niște smântână. Aha. Asta e frișcă, clar. Asta e frișcă, nu-i smântână. Smântână. Uite, smântâna ai mai sus puțin, o vezi sau nu? Te ajut? La chiorei. Ia uite, e acolo, așa. Da. Așa, da. Bine, așa, hai. Acum eu tot o să fac de sub cuțet. Am nevoie la vino, te rog, lângă mine. Da. Am nevoie un tocător. Asta va fi pentru pesmeț, da? Da, o umple cu pesmeț, da? Da, asta va fi unde voi bate un ou, da? Aha, aha. Aici voi pune făina, așa, cartiga da. E mai înaltă, cred că asta e mai înaltă, că trebuie cu marginea mai înaltă, așa, și practic tot. Eu vreau să întreb invitații noștri dacă și-au verificat peștele, somonul, dacă este gata, cât timp mai e. Vă rog, ocupați-vă de el. Mi se pare că deja este gata și putem să o strângem, Max. Max, hai, verificați, vă rog, nu putem să lăsăm să se ardă peștele, așa cum v-ați ars voi în seara asta unul pe celălalt cu complimente. Și lăsăm pe Petru să mai facă o demonstrație de gătit la bucătărie rapid, că tu asta faci tot timpul, gătești în 15-20 de minute maxim. Nu, cam vreau, dacă să ne hrănim pe toți noi, o să am nevoie de mai mult timp, dar, uite, undeva 20 minute mai de scurt, așa. Eu pun așa, 3 linguri de smântână, 50 grame. Aici puneți, aici. 50 grame de maioneză. Da. Asta este cam, practic, este baza. Gustul da. Va da la toată, la toată compoziția aceasta și ce va da gustul. Ce? Tac. Câte papanașii. Așa, papanaș. Mai pune. Hai, iei pe cei mai mărunței tu, dar eu pe cei mai mașcățeie să-i tai eu. Dar așa zi zărat. Păi așa e și... Prea mult ușoarele pus. Păi așa și este sosul tartar. El trebuie să fie puțin sărat. Ocupați-vă de plating în timp ce face masterclass-ul. Dar săratul acesta va dispare în timp când se adaugă și smântâna. Înțelegi? Să nu te sperii. Dar ce combinația asta? Castraveți, murat, smântână. Eu n-am mai văzut așa ceva. Are chip. Foarte faină are combinație. Foarte o venit faină. Diana în bucătărie să-mi ieși așa. Da. O face pe niznaiu, Diana. Da, uite. Uite, sosul tartar, da? Uite, avem nevoie. Trebuie să mă deplasați un pic mai încolo. Ce-mi cum are drag. Tu crezi că e gata? La ei? Nu știu. Da. Nu știu, nu mă bag în bucătăria lor. Mulțumim. Este așa, în sos tartar, ce se pune? Se pune castraveți murați, olive, ceapă roșie, verdeață, sare, suc de la mâie și verdeață și ceapă roșie. Eu sunt convins cu lui Igor, cu ce i-a plăcut rețeta asta și o să o fac acasă, așa-i? Să fac soția. Igor, tu, să te duci să spui soției Dianușca, Diana. Diana, draga mea, eu îți cumpăr toate ingredientele. Nu mai fă. Să le aduc pe masă. Dar n-ai așteptat-o niciodată așa cu o cină plăcută. Uite să știi, Diana, că eu mai obișnuiesc să o invit la masă când ea se simte mai... când e răcită, când eu pregătesc. Dar pregătesc... bucate cam nu ce ai ușurele. Pregătit, măcar zim, ce? Niște tartine sau ce? Cartofi prăjiți cu tartine, somon, cu niște cremă de brânză și așa, că nu mă prea percepe. Dar n-ai invitat-o niciodată, de exemplu, la un de fasole, soția ta? Nu, fasole e greu de făcut. Care greu? E greu de făcut fasole? Și el mai greu de făcut. Le pui apă la el și gata. E foarte simplu, mai ales dacă o să cumperi conserve și o inviți pe Diana la ciolan cu fasole. Uite o idee, de exemplu. Dar trebuie să mă încui în casă, fie cum am evenimente. Și iese un ciolan fiert deja, să vinde, da? Când e conservat așa. Da. Apoi să vând fasole deja conservate, deja fierte. Sunt periculoase cele. Nu. Că ele sunt fierte bine, nu sunt periculoase. Deci nu. Și uite, și mai trebuie. Domnule, întrebi, că le-ai pus într-un ceaun, le-ai tăiat. Sau niște becon, am mai făcut eu odată așa. Poți, adică nu vrei, asta vroiam să știi da. Toată lumea, că tu nu vrei nu, să gătești. Nu, eu vreau, dar tot timp ceva fac greșit. Tot timp strică. Tot timpul arde conul.
Sau orice apă, dau prea tare. Serios? Da, ceva trebuie să întâmple la mine. Măi, dar tu chiar ești original. Chiar ești original. Ia uitați-vă ce frumuseți faci, Mila. Da. O să mai... Voi adăugați ce sos de soia acum? Da, eu. Mm-hmm. Dar eu mă gândeam, când o să le adaugi sosul și al de soia? Ia, tot vine și momentul lui, ai văzut? Marinadă. Așa. Da. Mă, e serioasă lumea aici, e o vine serioasă, pregătită, da. Nu... Paradox cel mai mare, pește nu mănâncă. Tu nu mănânci? Tu n-ai gustat din ce ai gătit? Tu n-ai gustat? O să ne rămâne nouă mai mult. Nu, dar cum să gusti? Și-am mâncat cruțuri. Nu, dar acum să gusti. Uite, în momentul în care gătești, păi, ai luat, ai gustat. Mâncați voi și o să spuneți mâine. Da, și o să muriți. Da. Nu, e special, mai faci ca să voi... Da? Asta pentru mine. Dar arată bine, peștele este... Da. Mare bucurie. Mi-e interesant, mi-e peștele în ecă cu... Eu am făcut cu magiun de portocale sau cu suc de portocale, dar făceam sosul în care era înmuiat peștele, dar nu pește alb, dar pește... Nu pește roșu, dar pește alb. Așa. Deci alb tot grăsos, da? Da. Dar cam interesant cum va fi în combinație cu sosul, adică sosul cu peștele roșu. Asta chiar sunt curios. Da, și eu sunt curioasă, de exemplu, când au venit cu ideea asta, pentru mine a fost o surpriză, da, că ei în general gătesc, dacă sincer. Nu, de cântat e cântă bine. Da, de cântat. Foarte bine, foarte bine. Cântă bine, da. Mai aveți nevoie de iarba asta? Nu. Nu? Bun. Mai ales Max, când gătește. Da. Gata. Măi, dar să iasă un sos. Max, per general, la tine este gata deja? O secundă. Sau mai ai puțin decor? Uite, vrea să decoreze cu portocalul, vrea să decoreze toată nebunia asta de farfurie. La noi în sat toată lumea cu portocalul decorează peștele. Da? E, da, pe portocal aici. Când ai mâncat prima dată portocală, mai ții minte? Știi că era o perioadă, nu ajungeau portocalele, bananele la noi în țară. Am mâncat numai de sărbători. Așa? Numai de sărbători. De Revelion era. Când mergeam cu plugușorul. Așa. Și când meream la o casă de boieri și te primeau la masă, pentru că noi aveam orchestră. Aveam două trompete, clarinet, acordeon, tobă. Eu eram urătorul principal. Da. Bună seara, boieri mari, nu stați strici și supărați. Culați-vă frumos din față, aprindeți lumina în casă și vă dați lângă ferea și ascultați orarea noastră. La urmă, clopoței, la chișoare, mânați, măi! Paște fericit! Deci uram, aveam așa, aveam o traistă, ca la Sofia Bicoveanca. Mare, da. Încăpătoare. Și acolo puneam tot, și dulciurile, și banii. Măi, la tine acolo era, Doamne, în echipul. Numai prăjiturile nu luam, numai banii și bumbanii. Prăjituri nu-i puneam acolo. Așa? Da, și atunci mâncam. Atunci a fost perioada când mâncai, de câți ani aveai? Mâncai primele portocale, mandarine. 7-8 ani, da, banane chiar. Atunci, uite, atunci mâncam. La 7 ani, da, în anii 90. Da. La mine prin 2000. Da? Da, dar pentru noi doar e diferență de 10 ani. Da, corect. Tu în 2000 ai făcut și asta banană? Da-ți închipul și portocale. În 2000, între a doua jumătate de an. La fără 15. Când eram studentă la Academia de Arte. După nou, când așa pus la rungi tot. Se închipă și de târziu. Când era studentă la Academia de Arte. Da. În cămin. N-am trăit eu în cămin, eu am trăit cu părinții. Bun, Mila, gluma-i glumă, noi glumim emisiunea asta, nu vorbim doar chestii serioase. Platingul tău este gata. Platou bogat cu somon la cuptor. Dă-i, te rog, un nume, așa, ceva impresionant. Spune-ne, vin aici lângă el, vorbește cu peștele și spune-ne cât de tare te-ai chinuit ca să-l vezi gătit. Dă-i o denumire. Cât nopți ne-ai dormit. Botează-l. Hai, dă-i o binecuvântare. Hai, repijor, nu fă pauză așa mari. Mă gândesc. La noi nu se montează, noi suntem live. Eu mă gândesc. Gândește mai repede. Pur și simplu, nu știu... Așa se numește, pește! Așa se numește peștele, pur și simplu. Pur și simplu, da. Foarte, gata. Nu, eu aș spune așa. Te ajut eu. Haideți. Pune-i pește bând. Pește bând? Pește patru. Pește XO. Oh, XO, bravo. Pește. Da, XO pește. Okay. Hai să trecem la următorul... Just a second. Doamne, cât chin pe tine. Deci să vede că nici măcar nu știi să ții ăsta cuțitul...
furculița, de știi, unde, soții? De unde ai luat chestia asta, poștii? Foarte bine ține. Cu asta stai ca șcavalul, Max. Și așa cuțin. Doar asta găsești ca tale, pță, că stai. Doar nu asta există găsit. Să tai portocala cu cuțin de cașcaval. Nu, nu, unii barmeni ne folosesc aici, acest cuțit pentru... Pentru ce? Pentru portocala? Pentru citrice. Oh, și ce? Mersi de susținere. Da. Oh, așa. Doamne. Ele nu rupe țesutul. No, bine, să fie așa cum zici tu. Nu, nu o să te contrazic, Petru. Eu sunt bună în ale mele, tu ești bună în ale tale. Bun, ne mai reții mult? Da. Cât? Cât vorbim, atât îți dau îți dau trei timpi. Unu, doi, doi și jumătate. Da. Patru. Hai, știi trei. Cum spune, carnea și peștele nu iubește graba. Gălăgia. Și, da. Corect. Așa. Petru, tu deja ai făcut sosul, ce ai făcut acolo ceapă, smântână. Mai pui și niște... A, tu faci un fel de tzatziki din ăsta... Fă sos tartar, nu tzatziki, tzatziki, tzatziki. Da, are toate ingredientele care sunt pentru tzatziki. Uite, pui și... Dacă o să pun castraveți proaspeți. Nu, bine, dar să pun și murați. Șmurnăci. Eu, de exemplu, pun murați. Să nu pui sare, că-s prea sărați. Vezi că spune Diana. Chiar sunt sărați. Bun, hai să trecem și la... Somonul lui Max. L-ai botezat? Da. Max, te rog. Fo pește. Povestește-ne ce avem acolo. Fo pește. De la Max Fo. Fo pește. Aha. Fo un pește, da. Măi, nu sună rău. Sperăm să și gustul să nu fie rău. Dar tu ai gustat? Din ce ai făcut? Nu. Vă las. Cel mai grav, ce poate se întâmple în bucătărie, când cel care gătește nu gustă. De ce? Dacă o să vă spună Petru, tine. De ce, Petru, de ce? A mă, e cel mai interesant răsună. E bune. Nimic nu a gustat, dar să mănânc eu. Dar tu mănânci primul, deci voi lăsați tot. Eu primul trebuie să gustați de bunea la voastră. Nu se face așa ceva, okay. Mila, Max. Da, eu înțeleg, dar în momentul în care nu mănânci pește, că vai așa mai... Las că o să gustez eu în locul tău peștele tău. Nu vă grăbiți, stați puțin, că prioritatea are bucătarul șef, totuși. Stapă. Dar din dar ce te râd. Dar lasă-l să odihnească un pic. Da, lasă-l să sărăcească, știi? Să sărăcească, frate. Așa, eu mă fără când o fac. Vreau să-mi iau o furculiță. Poftim. O furculiță? Poftim. Așa. S-a eliberat o furculiță. Ial. Ați luat uitat, da? Înțeles, Mili, cine și ea. Da. S-o pe foarte bine. S-o copt. Aveți emoții? Da, acum. Liniște, ca de obicei. Momentul... Uitați-vă. Culminant, în care Petru nu dă nicio reacție. Nu vă așteptați, vă pregătesc așa, ca să știți. Cu pâine. Eu sunt pop și ăsta, mi-l poți mănânc. Da, eu văd că tu ne reții în emisiunea asta. Eu vreau acasă ceva. Deja. Da, ce cât ești? Ți-ai făcut o părere? Nu, nu vă spun nimic acum. O să spun. Am idei, dar nu vă spun. Bine, o să ne spui după publicitate, dragii noștri. O să vedeți cu ce se va finisa battle-ul ăsta între doi neprieteni care cântă într-un band, XO Band, Max și Mila. Așa că ne mai țin pe jar părerile lui Petru. Ce? Și a lui Igor, da. Ce vrei să zici? Am părere foarte bună despre ambii, că au gătit foarte... Credeam că despre mine. Despre tine foarte mai mari părere. Mai mari. Bine. Și mai frumoasă. Despre ei ce vrei să zici? Nu vreau să zic că sunt foarte talentat și foarte bine au gătit. Hai să gustăm, chiar, da? Hai să gustăm în publicitate, vă dăm întâlnire în câteva clipe. Hai. Publicitate. Așa vine câteodată să mai mănânc un pește odată. Să dau cu cuțitul-n piatră, dorule, din piatră să iasă foc, măi, dorule, din piatră să iasă foc, fiindcă-n viață n-am noroc. Dacă în viață n-am noroc, măi, dorule, cât sprăjești, mai facem o strofă. Cât s-o părțet norocul, măi, dorule, cât
împărțit norocul, fost am dus eu la lucru, fost am dus eu la lucru, măi dorule. Mai știi tu o strofă? Da. Și de bun. Hai, pune acolo. Arată foarte bine. Arată bine, da. Foarte nice. E ca așa, Max, trebuie. Eu o să mă repet încă o dată și vă mai spun la toți care ne privesc de atâția ani pe noi că toate reselele pe care le fac, le fac pentru prima oară. Da, în premieră. În premieră. Eu am făcut... Nu spun că nu am făcut în panco ceva mâncare. Da, am făcut, dar am spus că am făcut fileu de pui, am făcut fileu de pește alb, am făcut în panco. Am făcut carne de porc, șnițele am făcut. Mm-hmm. Carne de vită, am făcut șnițele, tot am făcut în panco. Dar somon, pește roșu în panco, n-am făcut niciodată. Păi eu m-am gândit că tu ai vrut să faci concurența astăzi invitațiilor noștri, ai venit și tu cu idei de somon, când somonul deja s-a pus la cuptor. Da, și, și cum... Cum și mai repet, iubesc să mai încerc o dată, că părerea mea este una, dacă noi suntem mai mulți aici și văzând fețele voastre satisfăcute, când voi savurați... Nu te grăbi, că poate nu o să fie așa gustos după cum crezi tu. Eu am gustat sosul, deja am înțeles că este ceva excepțional, dar de să pun și... Asta se mănâncă cu mâna? Da. Aha. Da. Cu bețele de dopă. Așa. Da. Se mănâncă cu mâna, da. Da, da, da. Ca în China, știi? Și e mai interesant. Deci, suflă de ană. Ce să suflu? Eu ce-s vânt? Eu ce-s uragan, tsunami? Tu ești coleg. Da, gata? Asta e tot? Stai, stai uleac. Și așa tot timpul cu mâncarea vorbești. Da. Mm-hmm. Deci este foarte important să vorbim cu mâncarea, nu? Da, că și când omul așa te așteaptă acolo, dar tu zic că stai. Cu mâncare vorbești. Da. Da, ce bine arată. Pierdele astea, deci i-a dat așa... Luăm prospeții. Da, acum, ce se întâmplă? Așa, luăm mâna, două degete. Hai, luăm mâna, da. Luăm așa, mâna are 5 degete. Luăm două. Uh-huh. Luăm așa, da? Luăm, uh-huh, așa. Uh-huh. Nu ne grăbim, luăm cât mai mult sos pe bucățică de pește, așa. Tu vorbești la singular, nu tu vorbești la singur, da. Iau, mănânc. Tu vorbești la plural, când noi stăm și ne uităm. La noi așa reacția la asta. Da? Gata. Ai văzut? Gata. El știe să dea reacție numai la propria mâncare, la propria gustație. Când gustați voi, nu dați reacție. Să mă apucat inima. Da, fix asta să fac. Măi, ți-e rău pe bune? Da. Toarnă. Toarnă șampanie. Toarnă spuman, toarnă gin, toarnă șapa. Toarnă-n pahare, toarnă cum bea, când e noi bun din via ta. Nu, șca, ia. Uite, se întâmplă așa, uite așa. Uite, el e ud înăuntru. Da, e un pește umed. Bun, hai, gustați. El e un pește transpirat. Hai, Max, te rog. Nu mai așteptați, fiți rugați, că noi invităm o dată doar. Așa, da. Max, rugăminte. Eu oricum nu mănânc foarte mult. Așa, din mână în mână, ai văzut? Eu așa împart și banii. E cu negru și pune. Ia, Diana, să vedem. Ai și împart sos, da, cu sos, poate. A, da, să sos. Hai, venit. Diana, ți-ai luat bucățica atât la o parte. Da. Eu vă spun un lucru. Eu vă spun un lucru foarte important acum. N-am mai nimic așa. Eu data viitoare nu ies la emisiune. De ce? Dar dacă o să mai iasă așa de cusos. Am făcut tot timpul din panco, dar așa că e ca așa de bun o ieși niciodată. Da, dar chiar e foarte gustos, suculent. Nu se simte grăsimea, adică hai să luăm drept. Somonul este gras. Uh-huh. S-a călit în ulei. Uh-huh. Dar nu se simte grăsimea. El se simte că tu vrei să-l mănânci. Adică nu se simte grăsime. Nu știu cum. Deci a echilibrat. Da, s-a echilibrat totul. Eu cred că datorită la sosul acesta care el de viață. Doamne, dar nu te saturi. Uh-huh. Mai lasă și la operator. Foarte mult. Ce grijă are de voi, vezi? Da. Familia? Pe colegii mei, mă grijă să... Îmi filmeze din toate unghiurile. De nu? Să mă prindă în cele mai bune momente. Momente de grație. Dă să dăm aminte ce s-a pus între acest sos tartar. Uh-huh. Că lumea și ne privește, îi spun, uite, ei n-au rușine. Cine? Noi.
Tu? Mâncăm. Uh-huh. Ei salivează. Da. Ei pățesc gastrită după asta. Da. Nu știu, boli. Au probleme. Au probleme cu stomacul. Uh-huh. Și din cauza noastră. Te simți vinovat oarecum. Într-un fel, da. Responsabil. De să meliore situația. Uh-huh. Luăm 50 grame de olive, 50 grame de castraveți, 30 grame de ceapă roșie, 2 linguri de maioneză, 3 linguri de smântână, o leagă de suc la mâine și sare. Basta. Asta e tot. Bravo! Mie mi-a plăcut, sincer, foarte gustos. În masterclass v-ați făcut notițe, sper, și o să gătiți acasă ca să impresionați partenerul. Sau prietenii. Musafirii, prietenii, cu metri nașii. Dar mă vine în sarcina cea mai complicată. Iar... Nu cred că e așa de complicată pentru tine. Tu deja știi cine a câștigat. Noi nu știm. Da, de început a fost mai complicat. Și au intrat două tepi și au scăcarile o lege pe și sus, o pe și de jos. Și nu cum după gust. Bun, voi sunteți gata? Ați auzit verdictul? Da. Bine, hai să trecem atunci în față. Tigaia vine. Hai în față. Hai. Hai, nu știu, plătim aici, Igor. Da. Ia-ți a tău. Hai, vin încoași, vinovatul și vinovata. Cover-ul e excepțional. Eu am spus-o de la început, cum am intrat în studioul meu, în oficiul meu, și am spus că n-am mai auzit atâta energie și atâta voce într-o emisiune, nu știu. A dat-o o putere, o energie extrem de mare, nu știu. Mâncare nu e complicat pe care s-a făcut-o voi azi. Este slăm așa de doi bani. Mm. Nu, într-adevăr, nu e complicat. Ați împreunat câteva ingrediente, i-ai pus la cuptor și basta. Tu ai văzut cât costă somonul? Asta nu e de 2 bani, Pietru. Da. Totuși. Rețeta, eu spun. Okay. Eu nu spun cât e semicostul. Dacă nu mai pui suflet, în general, asta nu are preț. Mm-hmm. Așa. Eu trebuie să... Probe de nu, microfon. Nu, eu acum și ne-am adus aminte gustul. Da, eu faptul că la mine până acum se învârtește gustul la ultima, la ultimul piesă și el nu poate să mai dezbată din cap. Mai pe scurt, băieți. Și fete. Uh-huh. Sunteți ambii frumoși. Asta bun. Cântați bun. Bine. Cântați bine. Glumele voastre și reacția la orice vorbă mai rar. Eu admir așa ceva. Și în bucătărie la fel. Very smart. Dar totuși unul din ei trebuie să câștige și unul din ei este mai bun și asta a făcut-o... Mă dă în căldură. Nu mă dă încă dur, într-adevăr că e greu, că ambele gusturi au potențial, că aici am simțit mai multă portocală. Mm-hmm. Aici am simțit mai mult capacul unuia. Dacă ți-a plăcut. Tigaia la unu și capacul era suculent, dar era mai sărățel. Aici era mai uscățel, dar era mai cu gust mai intens. Mm-hmm. Și cam ambele sunt bune, că nu poți să spui că ai să nu-mi place, ai să nu-mi place, că ambele sunt pe o linie cam corectă. Și nici nu voi gătește? De eu câteodată. Ultimul timp câteodată. Și s-o tai în două sus și într-o. Uite, s-o fac pe miere. Las fie, gospodină. Știi care e faza? Eu când am început să mănânc, eu ne-am adus aminte gustul când eu am început prima furculiță, a doua furculiță și eu am prins momentul ăsta că eu nu puteam să mă opresc, l-am mâncat, m-a scuz. Și eu zic, stai că mai ești încă o farfurică alături, trebuie să dinească gust. Într-adevăr era gustos, sincer îți spun. Max, felicitări. Felicitări, Max. Ai meritat-o tigaie. Oricum mix o bandă, dacă stigaia ta, asta e cel mai important. Eu ți-am zis tigaie, da? Acum ai posibilitate să o dai. Totuși te-a câștigat Cleopatra. Dragă Cezar. Cezar, da, corect. Da, noi am discutat despre asta. Realitatea a depășit istoria. Cum te simți să fie o salată? O legumă. Uite, avem un cadou de... Sunt și iară. Rătata! Hai, nu mai fi legumă tu.
Avem un cadou de consolare pentru tine. Seara asta a fost magică cu voi, într-adevăr. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați distrat. Și pentru tine. Da. Drăguț, nu? Avem acolo un șorțuleț, avem ce trebuie. Da, o să vă întâlniți cu echipa voastră. Îi salutăm și pe ei și o să-i serviți cu câte o cola. Vă mulțumim din suflet. Da? Mulțumim prietenilor noștri că sunt alături de noi. Mai avem și alte daruri. Mai avem și alte daruri. Pune acolo să vezi ce mai avem. Închide ochii, închide ochii, fă-te când ai văzut. Închide ochii, pe toată emisiunea ai fost cu ochii închiși și noi n-am știut, știi? De-aia ești pierdut, că ai fost cu ochii închiși. Bun. Avem niște cupe cu un vin spumant pentru voi din partea prietenilor noștri. Și de tot aceeași fetească albă, care este una cel mai bune la pește. Da, o să mai mâncați pește cu siguranță și o să vă aduceți aminte de această seară, care a fost una foarte gustoasă, după părerea mea. S-a gătit bravo, somon la greu. Bravo. Și masterclass-ul tot cu somon și invitații au venit cu somonul de acasă. Dar vreau să-i mulțumesc în special lui Igor Cuciuc și de data asta... Cadou, Igor Cuciuc, ai venit nu cu floarea la ureche, dar cu floarea în piept. Te-ai asortat foarte bine cu ținuta mea de astăzi și îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Să știi că de fiecare dată vin cu mare drag alături de echipa voastră minunată, alături de Petru. Ești un asistent perfect. Da, sunt un asistent. Eu am spus că eu vorbesc mai puțin, dar când vorbesc, mai mult cânt. Da, așa este. Susținerea ta este de apreciat. Mulțumim. Vă mulțumesc din suflet și priviți, gusturile se discută. Aici veți găsi cele mai gustoase și fine bucate, rețete. Da. Și invitați pe măsura așteptărilor voastre. Așteptăm idei, comentarii, participați activ în tot ce creăm noi aici și facem de dragul vostru, doar la ProTV, unde gusturile se discută în fiecare joi seara la ora 9. Vă iubim, mulțumim! La revedere! La revedere! Sănătate multă! Pa! Love and peace! Felicitări! Să nu uităm că pe final vine XO Band. Asta era să o uit, dar n-am cum, pentru că tragem un dans. Nu-mi mai iau salariu. XO Band pentru voi pe finala de set. Pa! She has to marry. He wants her body. Not in for love. It's just for money. She's a Roman, her name is Mona. It's too late now to refuse the crown.
Emisiunea Gusturile se discută vă este oferită de Coca-Cola, Creator Mall, cel mai mare magazin de mobilă, A Priori, Floris.